Eu am mai donat, sunt donator și când, mai ales că a fost și cazul ăsta care a fost noaptea trecută la București, te determină să faci un mic bine pentru cei aflați în suferință. V-a impresionat? Da. Dacă dumneavoastră ați fi în situația unuia dintre răniți de acolo, v-ar plăcea să știți că cineva, oricine din țară donează sânge pentru dumneavoastră? Foarte mult. Și ar conta mult când văd că lumea se mobilizează și își ajută semenic la un moment din asta mai greu pentru ei. Cum vă numiți? Nicolae Bacaciu. Da. Panel, da? Anul nașterii? 26-a 4-a, da. Cătălin, a fost cu microfonul. În urma evenimentului petrecut aseară în București, 21 de pompieri constanțeni din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, județului Constanța, au fost de acord să doneze sânge, alăturându-se astfel zecilor de cetățeni veniți în același scop. De menționat este faptul că acești tineri sunt încadrați din sursă externă, iar astăzi a fost prima lor misiune de salvare, deoarece în această dimineață au depus și jurământul militar de credință și tot pe această cale dorim să le urăm succes și cât mai puține intervenții de amploare. Nu. Așa nu, să-ți treacă marca de